Bună seara, dragii mei telespectatori, și la mulți ani celor ce sunt și poartă numele Constantin și Elena. La mulți ani tuturor Constantinilor, Costicilor, Costăcheilor și Elenelor, Ileanelor și tuturor celor care poartă numele Sfintei Împărătese Elena. Cu toate că este ziua lor astăzi, nu vreau să vorbesc de Constantin și Elena, nu monopolizez pe o discuție religioasă, cu toate că împăratul Constantin și maica sa Elena au schimbat fața Imperiului Roman dinainte și au schimbat și fața puterii pentru cel puțin 1000 și ceva de ani. Toate puterile au lumii care s-au născut din Imperiul Roman în Europa au purtat sigiliul creștinismului și sigiliul impus de civilizația creștină, așa cum a întocmit Sfântul Constantin imperiu, făcut dinainte de alții, dar așa cum l-a pregătit el pentru generațiile viitoare. Bun, generațiile de astăzi, într-un fel, sunt cam vai de ele și nu vorbesc doar de generațiile din România, vorbesc despre analfabetismul funcțional și despre asta aș vrea să discut astăzi. Auzim de el, nu știm ce înseamnă, mulți nu știu ce înseamnă sau știm ce înseamnă analfabet. Analfabet este cel care nu știe să scrie, să citească, nu recunoaște literele. Analfabetismul funcțional, am aici o definiție, analfabetismul funcțional este o noțiune care se referă la persoane care știu să citească, dar nu înțeleg ceea ce au citit. Mai precis, o persoană poate să reproducă verbal sau înscris un text, dar nu îl înțelege suficient pentru a-l folosi ca resursă în reușita unei acțiuni sau în performanță. Semnele grafice sunt recunoscute, dar conținutul de idei nu este înțeles, decât eventual la un nivel foarte superficial. Mama are mere, știm că mama, știm ce are, știm că mama există în propoziția aia și știm ce are mama, mere. Dar în rest, când citește o frază mai complicată, nu înțelege. Când citește un set de instrucțiuni cum se folosește o mașină, nu înțelege. Când citește un set de instrucțiuni cum se folosește o hartă, sau nu pricepe, trebuie să îi se explice. Prin contrast, există și noțiunea de analfabetism absolut, conform definiției date de UNESCO în 1958, analfabetă este considerată o persoană care nu a învățat niciodată să scrie și să citească. Persoanele cu probleme de analfabetism funcțional sunt persoane care au urmat școala și care fie au obținut o diplomă corespunzătoare unui nivel de educație, fie au părăsit școala înainte de a obține acea diplomă, abandon școlar, dar care în ambele situații nu dețin suficiente competențe de bază. Cauzele sunt multiple. Printre ele să știți că stau și astea. Calculatoarele ne-au dat posibilitatea să avem baze de date foarte, foarte mari. Creierul nostru nu poate memora cât memorează un calculator. Numai că, învățându-ne să socotim cu calculatorul și ne mai învățând să facem mulțirile, împărțirile din cap,
ne-am pierdut această însușire. Învățându-ne să căutăm repede pe Google, cum spunea un mare analfabet funcțional, un fost primar a Bucureștiului, dintr-un sector, nu vreau să-i dau numele pentru că îl fac celebru și așa a rămas celebru cu Google, cu almanahe, îl știm. El era cu vanghelioanele. Această tehnologie, dacă o folosim fără a utiliza creierul nostru, fără să magazinăm în creierul nostru destul de multe informații, nu ne este de folos cu nimic această tehnologie. În loc să învățăm despre fapte istorice, de exemplu, și să avem acele fapte istorice, nu să le avem în memorie doar pentru a exista stocate undeva, ci pentru a le folosi în viață. Nu să stocăm date despre biologie așa, doar pentru a stoca acolo, despre insecte și despre fluturi și despre sistemul circulator, așa, pus la hurtă, în cap, mult. Nu pentru asta învățăm biologia, ci ca să folosim datele respective. Să știm când corpul nostru se comportă rău, când se comportă bine, să știm la ce folosesc anumite grupe de mușchi, să știm când există o stare de boală, când există o stare de sănătate în corpul nostru și cum răspunde corpul la anumiți stimuli. De ce învățăm matematică, geometrie, de exemplu? Să știm să ne măsurăm măcar grădina sau camera sau casa. Pentru că vine un zugrav și îți ia nu știu cât metru de a vărui sau de a zugrăvi ceva prin casă. Și dacă nu știți să-ți calculezi suprafețele văruite de dumnealui, s-ar putea să te înșele la bani. Dacă nu știi să-ți măsori grădina, s-ar putea să-ți intre vecinul în grădină și să aibă el ceea ce nu știi tu să-ți aperi. Sunt foarte mulți analfabeți funcționali. Aici este un capitol așa care spune cauze generale ale analfabetismului funcțional și ci că un savant rus de origine basarabeană, un academician, Serghei Petrovici Capița, remarcă faptul că punctul de vârf al exploziei demografice pe Terra a fost în anii 1950-2000. Da, se terminase al doilea război mondial, unde a fost un minimum, a fost un boom economic și normal că populația a crescut. Din 2001 a început o perioadă de stabilizare pentru ca în 2020 numărul populației Terei să fie într-un regres continuu. Da, nu s-au mai făcut mulți copii, mai ales în civilizația de tip occidental. Se folosește viața pentru producție, pensia este lungă, s-a îmbătrânit, populația a îmbătrânit, dar nu mai sunt acele familii cu 5, 6, 10 copii. Nu, amândoi soții eventual lucrează, dacă fac un copil e bine. Viteza vieții, viteza cu care se desfășoară evenimentele în timpul vieții, schimbări de serviciu, navetă, schimbări de locație, serviciu greu, stres, relații din ce în ce mai superficiale din punct de vedere sufletesc. Mai mult punem pe material, punem valoare pe obiectul material, pe casă, pe mașină, pe ce dorim să avem, cum să trăim, suntem mai egoiști și mai puțin punem valoare pe căsnicie, de exemplu, sau pe copii. Nu facem copii că nu avem încă o casă, nu avem un serviciu care să fie îndestulător pentru noi și suntem egoiști. Copiii se fac din dragoste și nu din egoism.
nu ne facem copii pentru că nu avem încă o situație, nu știu cum, și trece viața, trece timpul peste noi și ea că începem să facem primul copil pe la 40 de ani. În societățile occidentale cam așa este. Și s-a ajuns la acest regres demografic. Deși poate părea paradoxal, factorul principal care determină această tendință de analfabetism funcțional și de regres a populației în plină revoluție informațională este tocmai criza informațională, deoarece omul a ajuns la limita posibilităților sale de receptare a informației. În mod obișnuit, formarea profesională durează deja până la vârsta de 30 de ani. Poate chiar mai mult. Poate chiar mai mult. Este învățarea în tot timpul vieții. Este un lucru pe care ar trebui să-l știe orice om, indiferent de nivelul său de pregătire. Înveți pe tot parcursul vieții, chiar dacă ai facultate sau nu, chiar dacă ai studii superioare sau nu, chiar dacă ai un bacalaureat sau nu, înveți pe tot parcursul vieții. Te-ai oprit din învățat, nu mai ești folositor societății, nu te mai adaptezi, nu mai intri la un serviciu. Serviciu se modifică, se îmbunătățește, vine tehnologia nouă, chiar dacă ești spălător de mașini și speli mașinile, vin alte tipuri de pompe, alte tipuri de tehnologii care să spele mașinile și apoi la o vârstă de 20 de ani poți să faci un lucru de dimineață până seara, te mai ține puterea trupească, te mai țin baierele, cum spun părinții, cum spuneau părinții noștri, dar când te apropii de un 60 de ani să mai stai să mai speli mașină după mașină, la viteză, în apă, nu prea știu dacă mai poți. Limitele receptării au condus la un fenomen nou în țările post-industriale. La aproape 30% din populație se manifestă analfabetismul funcțional. Savantul, ca pizza, dă ca exemplu războiul din Irak, în care s-a constatat că o mare parte din ostașii americani nu posedau pe deplin armele intelectualizate. Deci erau atât de tehnice acele arme, încât nu știau cum să lucreze cu ele. Nu știau cum funcționează bine. Măsuri de reducere a analfabetismului funcțional, agenda de la Lisabona și formarea în 2010 a propus un set de comun de indicatori de referință pentru îmbunătățirea sistemelor de educație în țările membre. Unele din țintele pentru 2010 era ca, nu 2010, da? 2010 era ca procentul analfabetismului funcțional la tinerii de 15 ani să scadă cu cel puțin 20% față de anul 2000. Tendința de România este tocmai inversă. De exemplu, din 2010, doar 58,92% dintre tineri din cei aproape 22.000 de absolvenți de clasa a 12-a, aproape 59% au luat examenul de maturitate, examenul de bacalaureat. Aceștia doar din București. Ceea ce reprezintă o mai mică probabilitate decât după anul 1990, de exemplu. Situația s-a agravat în 2011, când după prima sesiune a bacalaureatului la nivel național au promovat sub 45%. În urma unor teste de specialitate s-au decelat 5 niveluri de pregătire a elevilor români la terminarea studiilor medii. 10% din elevi nu au capacitatea de a lectura un text. Îi dai în mână cartea și spui, citește. Cu sughițul și cu gălțâituri de-abia citește ceva, transpiră tot, e un mare efort să citească. 35% din elevi nu au capacitatea de a înțelege textul citit, deci citesc textul respectiv, dar se explice ce e acolo, e greu. E mult, 10% să nu știe să citească, cu 35% nu înțeleg ce au citit, un 45% dintre elevi
absolvenți de studii medii. Păi de bine! Păi ăștia-s viitorii muncitori de mâine. Indiferent pe ce nivel. Indiferent dacă sunt construcții în fabrici sau în ferme. Ei trebuie să înțeleagă instrucțiunile alea de lucru. Cu cât tehnologia este mai avansată, cu atât postul său de lucru este mai informatizat și sunt informații mai multe acolo pe care trebuie să le înțeleagă pentru a-și face bine treaba. 25%, 25% dintre elevi nu au capacitatea de a face conexiuni între informația nouă adusă de text și informațiile dobândite anterior. Adică el știe ceva, dar dacă îi aduce informație nouă, se împleticește în minte, nu mai pricepe, gata, l-a erupt. El știa că cum să facă acolo ceva. Pui stânga peste dreapta și împletești stânga cu dreapta și ai făcut bine. Ai luat firul roșu, l-ai adăugat lângă firul galben, l-ai pus sub piuliță, ai strâns de două ori. Asta spune informația. Dacă îi mai dau o informație nouă, știi, mai vine acum și firul albastru. Gata, l-ai terminat. Unde? Ce fir albastru? Eu de 10 ani de zile lucrez numai cu firul roșu și firul galben. Mai dai și un fir albastru? L-ai rupt. Nu mai știe ce să facă. 10% dintre elevi nu au capacitatea de a formula un punct de vedere, preferând să preia un punct de vedere enunțat de o autoritate sau un profesor sau de un critic. Deci 10% din elevi nu au capacitatea de a formula un punct de vedere. Dom'le, de ce crezi tu că s-a întâmplat asta aici? Sau ce crezi că se poate întâmpla? Nu. Și asta mă uit și pe Facebook, pe comentarii. Foarte multe șabloane la tineri studenți. Foarte multe, chiar zilele trecute mă uitam pe un subiect deschis de un fost profesor de-al meu de la Facultatea de Istorie cu privire la morală și educația sexuală în școală. Și aveau, și bineînțeles că se pornea de la, de la o pagină a unei cărți scrisă de o editură sub oblăduirea și sub semnătura episcopului Pimen a Sucevei și Rădăuților. Dar atât, era deschisă cartea și pusă prima pagină. Deci ce citeau e pe prima pagină acolo. Așa. Sub înaltă era titlul și atât. Nu știau, deci nu era cartea cu toate informațiile. Nu. Ce părere aveți? Și au început fiecare. Și când m-am uitat pe cine comentau cel mai aprig cum trebuie făcută educația sexuală în școală, pentru că de la 10 ani să știe copilul ce e ăla prezervativ sau nu și toate astea, erau făcute de niște tineri care ori erau absolvenți de facultate, dar foarte tineri, ori erau studenți la facultate, pentru că ei comunicau cu profesorul respectiv. Dădeau niște dume, ca să le pot spune așa pe de-a dreptul, niște explicații și toate șablonarde, așa și tip șablon. Evul mediu în secolul, în mileniu 3, în secolul 30, evul mediu în mileniu 3, secolul 21, cum adică? De ce, ce? Băi, nu e vorba de niciun evul mediu. Biserica, de exemplu, a făcut educație morală în societate de 2000 de ani, de când e biserica. Ce vrei acum? Să nu mai facă educație morală? Dar nu e vorba de ce, adică ce, o persoană care simte, era o domnișoară acolo sau doamnă, nu știu ce era, la un moment dat, un comentariu a fost așa: dragii mei, cei care vorbiți pe forumul ăsta și discutați despre asta, aveți copii, i-ați crescut? Pace și liniște în răspunsuri. Unul a spus, normal că
nu vorbim din cărți, vorbim din experiență. Bun, câți copii ai crescut, dacă ai experiență, câți copii ai crescut de a ajuns la adolescență, poftim? Cum consideri tu, ce răspuns dai tu că la un copil de 10 ani trebuie să știi ce e la prezervativ și cum să-l folosească? Dacă ai, dacă vorbești din experiență. Au închis subiectul, n-au mai răspuns nimic, în schimb au început să-l atace pe episcopul Pimen, că e bătrân, că e una și e un alta. Bineînțeles cu înjurături, nu cu altfel, cu de toate. O discuție făcută de cineva din mediul academic, începută, dusă și dat drumul la discuție și la discuție participau cel puțin după persoanele de pe forumul respectiv, oameni cu facultate sau măcar studenți. Exact, analfabeți funcțional. Ei nu înțeleseseră despre ceea ce era vorba acolo. Habar n-aveau. Luau informații exact așa. 10% dintre elevi nu au capacitatea de a formula un punct de vedere. Nu aveau capacitatea de a formula un punct de vedere. Asta făceau. Luau șabloane date din anumite autorități. Adică, la un moment dat, la un comentator de acolo, i-am spus, tinere, cum vorbești tu? Am fost învățat de partid, că asta a spus Marx, Engels și Lenin când eram eu copil, bă, tăticule. Nu îmi spune că religia este opiul societății și trăgea niște sloganuri din astea marxist-leninisti, de-am zis, când ai luat tu, băiete, educația asta de partid, așa de foarte puternic. Avea vreo 20 ceva de ani. Era student, avea vreo 20 ceva de ani și foarte, cu sloganuri din astea, cum auzeam înainte la partid, că religia este opiul societății și cum erau vehiculate înainte, așa se manifestau tinerii de pe forumul respectiv acum. E exact ceea ce spunem. 10% dintre elevi nu au un punct de vedere propriu. Nu au capacitatea de a-l exprima oral sau în scris. Concluzia testelor a fost că numai 10% din elevi trec testul fiind pregătiți pentru o viață profesională normală. Asta înseamnă analfabetism funcțional. De ce doresc să discut despre acest lucru? Pentru că m-am oripilat, m-am îngrozit, m-am strâns în spate când am văzut niște gesturi a unui om care este într-o funcție foarte mare în statul român. Văd analfabeți funcțional în statul român. Unul este primul ministru actual, doamna Dăncilă. Gafă după gafă, gafă după gafă, după gafă după gafă. S-a dus în Israel fără să aibă vreun mandat, gaf. A primit pe prim-ministru Croației, gaf. Nu știe să stea la o recepție ca lumea. Când intră omul pe covorul roșu, nu știe să asculte un imn a unei țări. Trebuie să-i facă ăla semn. Are consilieri. Sigur i-au spus consilierii cu coană sau doamnă prim-ministru, cum i-au fost vorbit cu ea? Viorico. I-ar fi spus aia, stai acolo, ascultă imnul, după aceea coboară. Nu. Degeaba, dacă nu au posibilitatea de a percepe, de a înțelege ce trebuie să facă, ăsta este genul de analfabet funcțional. Uitați-vă iarăși. Iordache și Nicolicea au facultate de drept. Cine știe pe unde făcută, cum, ce fel? Pe la, din astea, facultăți, fabrici de diplome. Nici într-un caz, nu cred că de stat. La fabricile lor de diplome, facultățile care și le-au făcut unul altuia, că acum unii politicieni și-au făcut facultăți și ca să facă colegilor studii pe acolo și să aibă și colegilor sau copiilor studii făcute. Și merg și până la doctorat. Dar l-ați văzut pe generalul Izmănuță,
pe ăla care a fost ministru apărării, ministru de interne, ministru de toate, pentru care a murit un polițist că trebuia să-i fie antemergător și când mergea la baie, și când mergea acasă, și când mergea la cumpărături, trebuia să aibă poliție cu antemergători. Și bineînțeles, săracul polițist a căzut într-o groapă prost semnalizată și domnul ministru de atunci și viceprim-ministru și ce mai era el, nu-i vina lui, el era doar stăpân pimoșii, cum adică, e vechil, pimoșia statului și oamenii trebuie să moară pentru ei. Și ăla era tot un semi-analfabet funcțional, pentru că, da, era conducător de doctorat, adică ce vorbim. Uite, pe Ionuț Mișa, care la un moment dat spunea de pilonul 2, nu știu ce, că trebuie desfințat, că habar n-avea despre ce e vorba în propoziție, are facultate de economie, marele economist, dar nu știa să spună nimic despre sistemul de pensie, adică e diferență enormă dintre pilonul 1 și pilonul 2. În primul rând, pilonul 1 nu are randament. N-ai cum să ai randament la ceva ce nu depui și să-i dai o dobândă, ceva ce nu investești. N-ai cum. Pilonul 1 de pensii se bazează pe contribuția celor care sunt acum activi și plătesc pensiile celor care au ieșit la pensie, care sunt acum pensionari. Le plătești în cuantumul pentru care ei au plătit la vremea lor, când erau activi. Adică sunt două, cum să spun, două principii. Principiul contributivității și principiul solidarității. Le-am mai repetat și în alte emisiuni. Principiul contributivității. Cât ai contribuit la sistemul de pensii, cu atâta, atâta ai să ai, atâtea de multe puncte de pensie ai să ai și atâta o să-ți fie, se calculează cât o să-ți fie pensia la momentul când ai să ieși tu la pensie, ăla e principiul contributivității, fiecare a contribuit la pensie, dar principiul solidarității este următorul. Pensia ta va fi plătită de cei care lucrează în momentul ăla. Ăsta este pilonul 1. Pilonul 2 se bazează pe altceva. Pe cât, doar pe principiul contributivității tale, nu și a solidarității. Pentru că tu îți contribui singur la pensia ta, tu ți-ai depus banii, o perioadă, 20-30 de ani, poate mai bine, depinde, statul este obligat doar să retragă procentual. Trebuia să fie 6%, trebuia să fie 9%, văd că acum a ajuns 3, ceva. Statul se obligă doar să retragă procentual și să verse în bugetul firmelor de, care se ocupă de pensiile private, de pilonul 2. Acelea fac investiții în titluri de stat, în obligațiuni de stat, nu cu risc major. Pilonul 3 îl faci tu. Tu contribui în plus, nu statul îți mai ia obligatoriu din salariu 1%, ci tu contribui în plus. Am înțeles că până la 15% din brut, cât vrei tu, dar până la 15% din brut, la un fond de pensii, tot așa. Cu randament sporit și cu acolo alegi unde vrei să-ți fie puși banii. Că sunt două tipuri de contracte. Sunt contracte cu risc mai mic și sunt contracte cu câștiguri mai mari și cu risc mai mare. Principalul e că până la urma urmei toate au o creștere. Bineînțeles că e bine să alegi riscul cel mai mic, pentru că e vorba de viitorul tău. Nu e vorba de un câștig la bursă. E o speculație pe bursă, azi avem, mâine căutăm să mai cumpărăm ceva. Da, uite, exemple de analfabeți funcționali care au ajuns în funcții mari în statul român și distrug societatea românească. Analfabetismul funcțional ne distruge din interior. Și trebuie să facem ceva pentru a nu mai nu-l lăsa să ne acapareze. Pentru a nu lăsa ca tineretul de astăzi și nu numai tineretul să nu fie victimă a analfabetismului funcțional.
Pentru că e frumos, râzi la televizor de doamna prim-ministru că nu știe ce să facă. Că a vorbit cu papa și dacă care sunt rudele papei, papa rude. Nu. Și care sunt nașii papei, papa nașii. Nu. Astea sunt niște poante. Nu asta a spus. Dar dacă ajungi să râzi de un prim-ministru că nu știe să se exprime, să vorbească într-o limbă străină, uite cum sunt testele PISA. Că nu vorbim... Ce sunt aceste teste PISA? O să vorbim un pic. Testele PISA sunt... Ce sunt testele PISA? PISA este o evaluare standardizată internațională proiectată împreună de către țările participante. Inițialele PISA reprezintă programe pentru studenții internaționali, în engleză, Programs for International Student Assessment, programul pentru evaluare internațională a elevilor, inițiat de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Există 5 cicluri de testare deja administrate la nivel internațional, cu finalizare în anii 2000, 2003, 2006, 2009 și 2012, au fost aceste finalizări și în prezent se explorează deja posibilitățile de optimizare a testărilor pentru ciclul 2015 și va mai fi. Acestea sunt teste PISA. Hai să discutăm un pic despre testele PISA după pauza de publicitate, pentru că, uite, timpul tace și trece. Pauză, te rog. PVC Tomplast. Ai 3 motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape 2 decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac, țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile Apa Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul Apa Vital. Apa Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Ce sunt testele PISA, am vorbit? Sunt teste pentru evaluare internațională a elevilor. Ce se testează? Testările PISA sunt destinate copiilor
de 15 ani și acoperă trei domenii principale: citire, lectură, matematică și științe. În urma procesării și interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de bază al cunoștințelor și deprinderilor elevilor testați. Aceste informații, indicator contextual referitor la relația dintre rezultatele elevilor și caracteristicile școlii lor, precum și indicatorii tendinței, ilustrând modul în care se schimbă rezultatele și performanțele elevilor de-a lungul timpului, vor fi puse la dispoziția factorilor de decizie și a opiniei publice. Aceste domenii sunt investigate în termenii stăpânirii cunoștințelor și deprinderilor de bază, necesare în viața adultă, pentru educația permanentă, pentru piața muncii și nu în perspectiva stăpânirii și nu din perspectiva stăpânirii curiculei școlare. Evaluarea competenților transcurriculare este o parte integrantă a PISA. Ce interesează pe ei? Asta interesează. Dacă un elev, după ce termină școala, este capabil să înțeleagă un text la prima lectură, așa, să înțeleagă ce are de făcut acolo, să înțeleagă logic ce se petrece, de-aia învață matematică, să înțeleagă niște evenimente logice, trebuie să lucreze undeva, într-un domeniu, da? Și sunt anumite etape, niște operațiuni, niște operații care se desfășoară după o anumită logică. Și etapa întâi, etapa a doua, etapa a treia, etapa a patra, fiecare etapă trebuie să aibă ceva de făcut. Să nu încurce etapele între ele, nu punem etapa întâi cu etapa a patra și cu etapa a treia și după etapa a doua, dar vrem să ne iasă motorul, să punem toate piesele în motor. Nu. Trebuie să le facem pe fiecare după logica și în ritmul care trebuie făcut și ordinea care trebuie făcută pentru ca la sfârșit ceea ce am lucrat să iasă bine. Dacă nu înțelegem textul prin care spune acolo clar ca instrucțiune, așa trebuie să faci pentru a pune chiulasa, pentru a pune pistonul, pentru a pune pe piston anumiți segmenți în ordinea respectivă, care sunt subvenții de ungere, de raclare și toate, păi s-ar putea să te trezești că degeaba este el ajunge lăcătuș sau mecanic auto, că nu va ști să-ți repare mașina, indiferent că a făcut o școală în domeniu. Nu va înțelege despre ce este vorba. Și te trezești că e foc cu mașina după revizie. Și el nu cunoaște elemente de bază din școala pe care a făcut-o. Degeaba. De asta sunt aceste teste PISA. Să vadă dacă un viitor ocupant al locului de muncă este capabil să înțeleagă ce se petrece acolo, la locul de muncă respectiv. Noi ca societate, mă refer, nu doar profesori, noi ca societate, ca părinți de copii, de tineri, trebuie să învățăm pe acești copii să aibă o logică în tot ceea ce fac. Cum spunea un fost profesor de economie, sau un profesor de economie, nu un fost profesor de economie, spunea despre foștii săi elevi, că erau în stare să memoreze definiții întregi. Dar când se explice ceea ce se întâmpla în definiția respectivă, nu știau nimic. Erau în stare să explice ce se întâmplă, ce este masa monetară și cu viteza de rotație a banilor și ce implică și cum implică, dar să dea definiția, pe de rost, atât, o spuneau repede, bla, 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 închideau ochii și spuneau definiția. Dar când trebuiau să explice de ce și cum, ce se întâmplă, a cărui expresie este masa monetară, ce reprezintă acea masă monetară, care este legătura între bunuri și servicii, între monedă, masa monetară și bunurile, serviciile produse de economie.
nu prea mai știau, nu înțelegeau, nu făceau legătura și atunci analfabetismul ăsta funcțional nu ne încurcă, ba ne încurcă, pentru că va veni oricând, oricine și ne va spune, dragii mei, vă măresc pensii, vă măresc salarii, vă măresc aia, vă măresc aia altă, doar din consum. Nu voi face niciun fel de investiție. Dar vă dau eu. De unde, neic? Și tu ai făcut școala și ai făcut un pic de economie și acolo. Și el te păcălește și te duci și pui votul pe el. Și te tragi singur preșul de sub picioare. Pentru că el se va folosi de discursul lui, va vorbi ceea ce îți place să auzi, dar tu nu vei filtra logic ceea ce spune el. O să-mi mărească, o să-mi dea ăsta, chiar dacă ceva îmi dă, și mai ales dacă te mai păcălește și cu o tăviță de mici și cu o halbă de bere, pua, ăsta mi-a dat, măcar mi-a dat ceva. Atâtea sunt. Și atâți oameni, pe foarte mulți am auzit, dar ăștia ce dau? Ăștia dau ceva? Și da, după 4 ani de zile, după ce i-au votat, s-au trezit că nu le-a dat nimic, ba că le-a luat. Pentru că prin politicile care s-au făcut de către cei rău intenționați și care au ajuns pe baza minciunilor sau a păcălerilor sau a grandomaniei de vorbe, au păcălit marile mase. Și nu pot să spun că marile mase, vai de mine, au rămas păcălite, că nu era vina lor că au rămas păcălite. Ba, într-un fel, hai să ne asumăm o responsabilitate. Votul este un lucru foarte important. Pentru vot au murit, pentru votul liber, au murit tineri la Revoluție. Înainte nu se putea vota. Au murit copii, că erau 14, 15, 16, 17 ani. Au murit la Revoluția din București. Au murit la Revoluția din Timișoara. Au fost arestați și studenți încă de pe 14 decembrie la Iași. Profesor a fost arestat atunci. La Iași. Profesorul Prutean. L-am avut profesor la economie. Omul ăla a suferit datorită faptului că a fost arestat de fosta securitate. Pentru că doream libertate. Și pentru libertate au suferit și au murit mulți. Pentru votul ăsta liber, pe care noi putem să-l dăm acum, dar nu trebuie să-l dăm cu ochii închiși. Asă, bă, cine ne păcălește. Nu! Nu e responsabilitatea celui ce păcălește. Este responsabilitatea noastră pe cine trimitem acolo. Pentru că ăia nu sunt stăpânii noștri, cei trimiși acolo. Ăia sunt responsabili pentru viața noastră și pentru politicile care le fac. Pentru politicile pe care le fac. Sunt responsabili. Pentru că politicile alea trebuie să le facă pentru noi, cetățeni. Și noi, cetățenii, nu trebuie să alegem nici analfabeți funcționali pe care să îi oprească prim-ministru Croației să nu mai facă gafe. Nu trebuie să avem analfabeți funcționali pe care să îi oprească Olaf-ul, procuratura Uniunii Europene, că ei schimbă legile în timpul jocului și să dea drumul pe la oamenii care au făcut rele să meargă liber pe străzi și să ne facă nouă viața și mai rea, doar pentru a-și scoate câțiva șefi de partid și să-și scoată din necazurile în care și-au băgat singur cap. Nu pentru asta. Nu trebuie să fim analfabeți funcțional să-i credem ceea ce spun, ci să filtrăm prin mintea noastră și cunoștințele pe care le-am luat din școală, să le punem la punct, să-i batem cu cunoștințele alea.
domnule, nu poți să dai, că n-ai de unde. Nu poți să mergi doar din consum. Fără investiții nu poți face nimic. Ai făcut investiții, unde sunt viitoarele investiții? Să vedem dacă se mai cred. Dacă tu de 28 de ani n-ai făcut nicio investiție în România, n-ai legat provinciile României, Transilvania de Moldova, Moldova de Muntenia, Transilvania de Muntenia și împreună toate de Dobrogea, de unde, dacă n-ai făcut de 28 de ani, vii acum și spui, parcă ești nou născut, că vei face? Trebuie să filtrăm toate astea. Vom mări. De unde? Fără investiții? Fără... Și ce înseamnă investițiile? Ce înseamnă, așa, cuvânt investiții? Trebuie să nu fim noi analfabeți funcționali și să fim părtași la viața asta pe care ne-o fac ăștia grea. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Nu să credem tot ceea ce ni se vehiculează. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Analfabetismul funcțional se alungă prin citit și printr-o educație și o autoeducație. Nu ceea ce scrie doar pe net, ci și ce scrie într-o carte. Și să înțelegem ce scrie pe carte și în carte. Iar ceea ce e pe net, să filtrăm. Dragii mei, să ne dea Dumnezeu sănătate, înțelepciune multă, prosperitate, bunăstare și belșug, că Dumnezeu are de unde. Ceilalți, nu. O seară frumoasă vă doresc. La revedere.